căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Laudă și mărire celui care a binevoit să lucreze prin noi și în anul 2017. Cu al nouălea an adăugat la slujirea Bisericii Bunăvestire s-au mai adăugat alte botezuri, seminare, mai multe tabere de zi, servicii divine și întâlniri de tineret săptămânale. Ia al meu suspin, ia povara grea. Am sărbătorit împreună Paștele, Secerișul, Crăciunul. Am găzduit corul de bărbați din Chicago și ne-am bucurat de ordinarea pastorului Andrei Prokopenko. Este viața. A început construcția Bisericii Vestea Bună din orașul Strășeni și a continuat activitatea în toate punctele de misiune ale Bisericii. Este implicarea ta în biserică potrivit cu darurile spirituale pe care le-ai primit de la Duhul Sfânt? Poate ții de o anumită slujbă, dar nu-i darul tău acolo și n-aduce bucurii oamenilor. Am continuat să facem ucenici prin taekwondo, fotbal, engleză, computere, fitness, ne-am implicat în societate prin proiectele desfășurate în școlile publice și am ajuns în casele oamenilor și bibliotecile școlilor prin ziarul și site-ul și televiziunea Moldova Creștină. Dimineața când mă scol, o oră voi petrece zile cu cercetarea Sfintelor Scripturii. În creștere este și biserica din penitenciarul de la Rusca și s-au deschis uși și pentru alte penitenciare din țară. Privește, Doamne, cu bunăvoință spre toată această clipă și de robilor Tăi, râvnă, dragoste, roade, mulți ani și veșnicie.